Napoli e pregătită să se despartă de câțiva fotbaliști. Clubul bănățean vrea să renunțe la câțiva jucători, însă nu va fi ușor din cauza contractelor pe care le au. Cei mai mulți fotbaliști de Napoli au semnat contracte pe o perioadă de cel puțin 18 luni. Ei sunt aproape de a intra în ultimele 6 luni de contract, dar conducerea nu are cum să-i dea afară. Drept urmare, dacă niciunul dintre ei nu-și va găsi echipă, Poli va avea obligația să-i plătească până la finalul contractului. Bălace, Coca, Enciu, Nohai, Gerasim, Miculescu și Dobricean sunt vizați pentru o eventuală despărțire.